doi ani ne-au adus aminte cât de importantă este arta pentru viețile noastre. Cum ar fi fost lockdownul fără filme, muzică sau literatură? Arta este o cale de înțelegere a sinelui și a lumii din jur. O cale spre echilibru. În această serie de conversații speciale, Habits by Republica, l-am invitat pe prietenul nostru, Gabriel Cicu, psihiatru și psihoterapeut, să stea de vorbă cu un pictor, o dansatoare, un muzician și o poetă despre legătura profundă dintre artă și sănătatea minții. Sperăm că aceste conversații să vă fie utile. Vizionare plăcută! Adela Greceanu, bine ai venit la conversațiile noastre despre relația dintre artă și sănătate mentală. Bine te-am găsit, Gabriel. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici. Ești poetă, scriitoare, jurnalistă, creatoare de cuvânt și sens, nu? Cum vezi tu această relație, cum simți tu relația dintre, nu, arta scrisului și psihicul omului, bunăstarea sufletească a lui? Cum e pentru tine? Cum să fie? Nu știu alții cum sunt, dar în cazul meu s-a întâmplat cam așa. Eu am început să scriu de adevăratele, pe bune, cum se zice, în momentul în care am început să fiu foarte atentă la ce se întâmplă în jurul meu, la realitate, la viața cotidiană, viața simplă, simpla viață, așa cum e ea. Și am început să fiu atentă la lucrurile din jurul meu după ce am citit niște cărți. Deci toate lucrurile se leagă, scrisul, trăitul, observarea realității, cititul. Ce înseamnă pentru tine? Sau ce a însemnat pentru tine ca ființă observarea realității? Nu? Pare că e ceva foarte clar. Da, pare că e ceva foarte clar și foarte simplu și este, doar că cred că e foarte important să fii și conștient de asta. Și o să vă povestesc cum mi s-a întâmplat mie. Te rog. Ziceam că am început să citesc niște cărți. Mi s-au dat, din fericire, am avut norocul să mi se dea niște cărți de citit. Cărți de poezie contemporană, poezie română contemporană, poezie americană, modernă și contemporană. Și aveam 15-16 ani, cam așa, se întâmpla prin anii 90 asta. Și în momentul ăla pentru mine s-a întâmplat ceva, a fost un declic. Am văzut pe de-o parte că se poate scrie poezie și altfel decât știam eu de la școală. În sensul clasic. Da, în sensul clasic. Și totodată, poezia asta pe care o citeam în cărțile autorilor români contemporani de atunci, adică generația 80, ce numim acum generația 80, Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Mariana Marin, Traian Tecoșovei, și în cărțile autorilor, poeților americani, moderni și contemporani, ce găseam eu acolo, de fapt, puteam să văd și în jurul meu cumva. Ei scriau din realitate, scriau din realitatea imediată. Da, am putut citi la Sylvia Plath, de exemplu, ca să, să dau și un exemplu, să fie mai clar. Nu, despre acele lalele roșii ale ei, care sunt atât de impresionante și dureros impresionante, cumva într-un salon de spital alb, unde totul e alb, nu? Și citind eu asemenea cărți de poezie, am început să fiu mai atentă la realitatea din jurul meu. Pur și simplu am deschis ochii și am început la rândul meu să scriu cu adevărat. Tu spui cumva că pentru tine aceste citiri au fost o călăuză, nu? Către realitate. Da, exact. Okay. Și dar de ce înainte nu? Poate pentru că nu citisem încă ce trebuie. Deci cumva cititul sau nu a citi poezia este a citi, nu a fost pentru tine o călăuză ca să intri în viață cumva, nu? Exact. Cititul te ajută să citești și realitatea, cred eu. Și mi s-a întâmplat asta de multe ori după aceea. Pot să vă mai spun o poveste despre asta cum... Asta e că mai rămân un pic asta, foarte frumoasă imaginea asta din alelele din spital. Pentru că este și o, cumva, o întâlnire cu o emoție, nu? Ai spus dureros de... Da, bine, ea nu spune dureros, nu, ea nu spune spus lucrurile astea. Eu am spus, încercând să povestesc... Și care ar fi emoția, nu? Care, ce s-a transmite prin această poezie, nu? Ce s-a transmite? De... niște lalere roșii într-o cameră de spital unde totul este alb? Ce-ai simțit tu?
Și unde e iarnă, spune ea, it is winter here. Uh-huh. Cred că spune de la sine, n-aș vrea eu să povestesc, să explic ce a vrut să spună autoarea. Okay, okay. Mi se pare că deja spune foarte mult. Uh-huh. Altă poveste despre cum ficțiunea, să zicem, creează realitate. De fapt, te face să vezi realitatea, o face vizibilă. Ficțiunea creează. Da, ficțiunea creează, în ghilimele, realitatea. De fapt, o face vizibil, o face să existe pentru tine. O poveste, o întâmplare. Acum câțiva ani, prozatoarea Veronica Deniculescu, pe care vă recomand cu tot dragul, a publicat romanul Spre voi de jad și sălbăție. Ei, în acest roman există o poveste despre Sfinxul Colibri. Sfinxul Colibri este un fluturoi de noapte, un fluture mare de noapte, care vine seara pe la tufele de caprifoi ca să-și culeagă polen. Și cum face el asta? Are o trompă foarte lungă, mai lungă decât propriul lui corp și foarte fină. Atât de fină că nici nu o observi. Și ai impresia că el stă la o anumită distanță de floare. Dar de fapt, el își culege polenul și atinge cu acea trompă foarte, foarte fină florile cu polen. Eu nu știam de existența acestei insecte, am citit despre ea în acest roman, iar în vara aceea am observat o grămadă de sfinxi colibri pe unde am fost în vacanțele mele. Bineînțeles că ei existaseră și în alți ani, existaseră întotdeauna, dar eu nu-i văzusem. Uh-huh. Un roman, o carte de ficțiune m-a ajutat să văd realitatea. De asta spun că ficțiunea poate crea realitate. De fapt, o face vizibilă, o face să existe pentru tine. Da, îmi vine întrebarea, o vezi prin ochii autorului sau o vezi după aceea prin ochii? Cum vezi fluturile ăștia tu, păi, acum? Acum eu cred că îi văd prin ochii mei. Dar sigur că autorul sau ficțiunea te ajută, îți pun o lentilă poate prin care vezi mai bine, prin care vezi mai bine ce ai tu de văzut, de fapt, în realitate. Povestea ta e cumva, spui, această citire, nu? Spui, citirea m-a ajutat să văd realitate, m-a ajutat să mă întâlnesc cu viața, cu lumea, nu? Da. Și scrisul? Și scrisul e o consecință. Cum? E o consecință. Poate mulți citim, nu? Adică eu citesc așa, de la nu îl scriu. De felul meu zic că citesc. Dar nu e, nu? Mulți citim, dar nu scriem. Da, și eu mai mult citesc decât scriu, din fericire. Adică, în primul rând... Ok, dar cum e scris? Cum e scrisul, așa. Așa a început scrisul adevărat pentru mine. Tot insist pe asta cu scrisul de adevăratelea, pentru că scriam și înainte, dar nu contează. Dar care, cum faci diferența? Ce înseamnă de adevărat? Da, așteptam întrebarea asta. Mă temeam de ea. E greu de explicat. Nu știu, pur și simplu... Cum se simte? Sau cum s-a simțit? Nu? Spui că scriam și înainte. Și pe la un moment dat ai simțit că, bă, dar acum e de adevărat. Scriam ca orice adolescent care scrie, la 14 ani, la 15 ani, poezele, poezii. Și... Dar ăla nu e un scris, nu e un scris frumos al adolescenților? Poate că e un scris frumos, dar nu cred că e literatură. Sau nu e lângă literatură, nu e de publicat. Nu, clar. Dar eu voiam să... Vroiai. Public, da, da, da. Aha, deci în tine era un, cumva un filon de ai vrut să... Da, da, clar, clar. Am vrut să public. Și într-o zi ai simțit că... Da, pentru că mi s-au dat acele cărți de citit. Ăla au fost de clicul. Am început să citesc ce se scria, să zicem, în momentul ăla, în literatura noastră, ce se scrisese cu niște puține decenii în urmă în literatura americană. Și pur și simplu mi s-au deschis ochii. A fost foarte important. De asta și când mă întâlnesc cu adolescenți și mă întreabă despre cum e cu scrisul, când ai început să scrii, de ce, așa, le spun povestea asta, că e foarte important să ajungi la niște cărți, să ajungi la niște lecturi și eventual să ai pe cineva. De obicei se întâmplă așa, cineva, nu neapărat un maestru. În cazul meu a fost un poet care la rândul lui era, de fapt, foarte tânăr atunci, Justin Panța, din păcate nu mai trăiește. El mi-a făcut niște liste de lecturi. Și în urma acelor lecturi s-a schimbat total scrisul meu. Adică am început să scriu de adevăratele.
Și cum e astăzi, când scrii? Cum e procesul de a scrie? În ce fel e pentru tine, cum să spun, ca ființă? Da, te încarcă, te eliberează? Cum e? E mai complicat acum. Sunt într-o perioadă în care nu prea scriu, de fapt. Destul de lungă perioadă. Să zicem că e o criză a scriitorului. Asta și fiindcă am destul de puțin timp liber. Adică timp pentru scris, nu timp liber, că timpul liber e altceva. Am destul de puțin timp și disponibilitate, de fapt, pentru scris. Și asta și fiindcă lucrez de niște ani de zile la un text de proză și proza îți cere să fii acolo prezent niște ore bune. Deci scrii? Scriu în sensul... La proză? În sensul că am un text început. Așa, și cum... De mult. Da, și ți s-a schimbat cumva mimica, adică pare ceva foarte intim și bun, frumos al tău, nu? Da, sigur că e. Și cum e? E intim, încă n-am, în momentul în care vorbim noi doi acum, nu am publicat încă din el, dar o să apară un fragment. Probabil când va fi și discuția noastră publică, va fi deja un fragment din acel text publicat într-o antologie de la Humanitas. Am lucrat la fragmentul ăsta astă vară, în concediu, pentru că altminteri nu am reușit să mă concentrez. Și cum să fie? E, de fapt, o mare bucurie. Cea mai mare bucurie, cred, a unui autor, sau să vorbesc în numele meu, pentru mine cea mai mare bucurie legată de scris este atunci când scriu și îmi iese. Că nu îți iese întotdeauna, mai ales dacă scrii proză. Dar când simți că ți-a ieșit o frază, o întorsătură de frază sau că ai găsit cuvintele cele mai potrivite ca să exprimi ceva foarte greu de exprimat sau ceva ce nici tu nu știi ce este și tocmai de-aia vrei să scrii ca să-ți limpezești un pic ce ți se întâmplă sau ce ai vrea să pui acolo. Da, asta e cea mai mare bucurie pentru mine când îmi iese, când reușesc să scriu. Mi se pare că ai descris foarte frumos în subsidiar cumva modul în care se transformă nu conștiința, ceea ce este în spatele cuvântului, înainte de cuvânt. Nu? Tu cumva ai descris procesul și chinurile creatorului de a transpune ceva ce este fără dinainte de cuvânt, nu niște simțiri, niște preînțelegeri, să le pui în cuvânt. Nu? Da, da. E o mare maestrie asta cumva. Adică o mare finețe de a simți și a pune sens acelei simțiri. Se învață. Se învață. Da. Păi spune-ne cum că în felul ăsta. Noi spunem că e foarte valoros să putem să punem nume sentimentului. E un prim pas către a ne simți bine, nu? Către sănătate mentală, către bunăstare psihică, să știm ce simțim. E foarte greu pentru... Și e un proces în care noi învățăm pe pacienții noștri, e prima parte a terapiei. Omul vine și spune, mă simt rău. Și primul pas este a învăța, dar tu îl creezi cumva, nu? Din ființa ta îl conceptualizezi ca omul să-l simtă. Da, așa cumva, când am zis că se învață, am vrut să spun de fapt că scrii pur și simplu, scrind. Pe cont propriu, altfel nu prea ai cum. Sigur, poți să înveți niște tehnici, există acum și la noi cursuri de creative writing, poți să înveți niște tehnici de scris, mai ales când vine vorba de proză, dar și de poezie, dar de fapt, cu adevărat, numai tu poți să faci asta și numai scrind cât mai mult sau cât mai des. Da, ceea ce, uite, sunt acum un fel de lupul moralist, că eu nu mai scriu în fiecare zi în ultima vreme, dar susțin că scrisul zilnic sau oricum cu anumită constanță ajută, chiar cred asta. Ajută, vorbesc acum de mine ca scriitor. Nu, dar pe noi ne ajută? Noi, de asemenea, spunem că de multe ori recomandăm oamenilor să scrie jurnal. Nu jurnale în tip, în genul
romantic, ci jurnal care ar putea avea beneficiu terapeutic. Crezi asta? Da, sunt convinsă că e așa și pare bine că spui că voi faceți asta, voi profesioniștii din psihologie, pentru că povesteam la început că eu am început să scriu cu adevărat când m-am uitat cu atenție în jurul meu, dar în același timp am încercat să mă uit și înăuntrul meu. Aha. Și de fapt, ai început să vezi și acolo mai bine, nu? Nu, neapărat foarte bine, dar am încercat și încerc tot timpul. De fapt, asta fac. Prin scris încerc să țin pasul cu mine, cumva, cu ce mi se întâmplă. Încerc să, exact ce spui tu, încercăm să punem în cuvinte, nu, ce simțim, ce ni se întâmplă. Și e destul de dificil și, de fapt, nu prea reușesc să țin pasul cu ce mi se întâmplă, dar scriind mă apropii un pic, poate, de zona aia și am sentimentul, cel puțin pe moment, că am o mică putere asupra ce mi s-a întâmplat. Asupra prezentului ființei tale, nu? Da, exact. E un fel de a fi în prezent. Exact, nu? Da. Timpul scrisului cred că este prezentul, chiar dacă scrii la trecut, chiar dacă scrii despre lucruri care s-au întâmplat sau ți s-au întâmplat, de fapt, în momentul în care scrii, ești într-un prezent. Sau cum ar zice o altă scriitoare pe care o iubesc eu foarte tare, Simona Popescu, mai mult ca prezentul, trecutul și viitorul. Wow! Și mai frumos! Da. Sunt toate. Exact. Simți vreo diferență tu pentru ființa ta între poezie, când scrii poezie și când scrii proză? Aici e mai greu de răspuns și în același timp mai simplu, pentru că la mine sunt amestecate. Aha. De la început, de la acel început despre care povesteam. Adică poezia mea are poveste și personaje, iar proza mea are un filon poetic. Da, puternic. Și la vedere. Sunt amestecată, eu așa scriu. Așa mă simt cel mai bine. Cum îl simți diferit față de restul poeziei, proză? Te pare mai clar cumva că l-ai definit mai proză. Da, pentru că vreau să povestesc niște lucruri. Să povestești, nu? Adică mai multă realitate? Da, cumva, da. Și de asta mi-e și atât de greu, pentru că eu știam să povestesc altfel până acum. Adică într-un text de poezie, totuși. Da, poezia ca poveste. E un călugăr budist zen care spune că poezia este exprimarea, că proza este exprimarea cea mai materială a ființei, nu? Că are poveste clară și realitate. Pe când poezia este între lumi, între conștient și inconștient, cumva. E așa, mai între lumi poezia. Are noimă? Da, cred că are noimă, doar că la mine sunt împreună. Pe una. La pachet. Îți place mai mult între lumi, nu? Da. Da? Exact, da. Aha. Îmi place între lumi, îmi place în zonele astea de graniță, dintre genurile literare, cu asta m-am jucat mereu. Nu știu exact de ce, dar e clar că acolo mă simt cel mai în largul meu ca scriitor, ca scriitoare. Noi cei care nu scriem sau poate scriem un jurnal, poate, dar care vrem să citim sau ne gândim să citim sau nu citim, de ce să citim? Păi, de pildă, pentru că s-ar putea să, de exemplu, să observați acei fluturi pe care v-am povestit, Sfinxul Colibri. Ca să avem mai multă realitate, nu? Ca să ne împrietenim cu realitatea. Da, ca să vedem mai bine, ca să, nu știu, ca să ne apropiem de ceilalți, ca să-i putem înțelege eventual, sau în orice caz să nu ne repezim, să-i judecăm, orice ar spune, orice ar face. Eu cred că literatura are puterea asta, dacă ai răbdare să îți iei din ea. Ce înseamnă să ai răbdare să ții? Să ai răbdare, să citești cu atenție. Să fii și tu acolo în timp ce citești. Pentru că textele valoroase, literatura, te ia acolo, te ia în ea. Astăzi se citește în metrou, se citește în tramvai, se citește pe tabletă, se citește pe telefon.
se citește carte, se și dați să spui ceva, să citim cumva anume. Uite, Novalis, cred că zice mult mai bine. Așa. Zice că cititorul este autorul extins. Dacă citești cu adevărat, adică cu interes, cu pasiune, și bănuiesc că așa citim cei care citim, că nu citim cu forța, suntem acolo, suntem în lumea aia pentru perioada în care citim și poate chiar și după aceea. Mm-hmm. Ne schimbă. Da, ne schimbă. Ne schimbă, dar acum asta e o banalitate, ne îmbogățește, dar chiar așa este. Da, banalitățile, simplitățile sunt lucrurile cele mai valoroase. Da. Așa este, ne îmbogățește. Și... adică tu spui, oameni buni, să citim, dar să citim dedicat, nu? Cu atenție, cu... Da, cu atenție la toate detaliile, pentru că mai ales în proză, nu? Prozatorii pun în text foarte multe detalii. Din asta se construiește un text de proză, un roman, o povestire, din detalii. Deci, pe de-o parte spui, bun, ne prietenim cu viața, pe de altă parte spui, trăim un moment de, nu, de liniște, de altă lume, de altă realitate, de altă stare de conștiință în timp ce citim, nu? Nu știu dacă neapărat de liniște, nu întotdeauna, unor de neliniște. Dar într-o altă, parcă nu, într-o bulă. Da, dar bula asta după aceea e foarte interesant, pentru că are putere, vine cumva cu tine sau în orice caz. Rămâne efectele, în tine. Da, scrisului rămân cu tine, chiar dacă nu ți dai seama chiar imediat sau, nu știu, la prima întâlnire cu cineva. Dar cred, da, că are puterea asta. Din păcate, România se citește foarte puțin. Pare rău să vă dau vestea asta, dar probabil că mulți dintre cei care se uită la noi știu. Da, România se citește cel mai puțin dintre țările Uniunii Europene. Dar să citim. O, da. O, da. Poate are un efect și întâlnirea noastră să, nu, să împărtășim, să fie cât să citim cât mai mult. Nu? Da, m-aș bucura foarte tare. Adela, tu ții un jurnal? Sau ai ținut vreodată vreun jurnal? Am ținut jurnal când eram adolescentă, în clasa 9. Și am ținut jurnal în timpul Revoluției, pentru că eram la Sibiu. Eu sunt sibiancă. Și aveam 14 ani și tocmai terminasem trimestrul întâi din clasa a noua, pe vremea mea era cu în trimestre împărțită anul școlar. Și scriam eu jurnal acolo, îmi plăcea de un băiat din clasă, nu știu ce, balul bobocilor, și a venit Revoluția în vacanța de iarnă. Și la Sibiu chiar a fost Revoluție, după cum bine știe toată lumea, și s-a tras și la noi pe stradă s-a tras. Avem și acum în poartă gaura de la Glonț. Și am ținut jurnal în zilele alea. Uite, nu mă gândeam să povestesc asta venind încoace, dar uite că se leagă lucrurile. Am scris jurnal, am povestit ce se întâmpla așa cum înțelegeam eu, cu mintea mea de copil de 14 ani. Și e foarte interesant că l-am recitit acum, când s-au împlinit 30 de ani, acum 2 ani, nu? 3 ani deja. În 2019 l-am recitit, că am făcut niște lecturi din el. Și e foarte interesant, e plin de toate clișeele momentului. Dictatorul a fugit, dictatura a căzut, libertate, nu știu ce, dar... eu povestesc acolo și ce făceam. În fiecare zic, m-am dus după pâine, că m-a dus mama în oraș să văd mașinile arse și nu știu ce. Iar, foarte interesant, acum îmi dau seama, vorbind cu tine, am mai început să țin jurnal la începutul pandemiei. Deci, în momente de criză. Da, asta arată, nu așa, acolo s-a dus mintea mea la Revoluție, foarte multă anxietate, nu frică. Da, ce putea da. Să simtă copila de atunci, de îngrozitoare. Pentru că s-a tras, fac exact, de tot, se trăgea arma, adică nu ne... Casa, da. Noi stăteam și atunci scrisul, da. Anxietatea se ventila. Probabil, și îmi pare foarte bine că am paginile alea și am mărturia mea de atunci. Pentru mine personal, clar, nu e literatura aia. Și acum cu pandemia? Da, și acum cu pandemia am zis, hai să îmi notez, pur și simplu, așa ce simt, fără absolut nicio miză literară. Doar să notez ce simt eu în fiecare zi, pentru că
A fost foarte, foarte straniu, cum a fost probabil pentru toată lumea atunci, la început. Și mi-amintesc atât de pregnant o senzație. Era o primăvară superbă, nu știu dacă vă mai amintiți, dar atunci, în martie, aprilie 2020, era splendid, numai zile cu soare, cald, începuseră să înflorească arbuștii de forsiția, floricele. Era o minune, deci era totul vis și armonie. Doar că noi eram vai de capul nostru, închiși în casă, speriați, nu știam ce se întâmplă, cât o să dureze, ce e cu virusul ăsta care ne-a dat viețile peste cap, când o să-i se găsească leacul, vaccinul, ce o să se întâmple cu noi, ne pierdem joburile, ne pierdem apropiații, ne bolnăvim, murim, ce o să fie. Și era atât de șocantă diferența între frumusețea de afară, frumusețea naturii, care își vedea de treaba ei, și, și toată angoasa și anxietățile din mine, cel puțin. Și am scris câteva zile în jurnal, am recitit recent, nu au nicio valoare, paginile alea literară, dar atunci am reușit să-mi formulez ce simțeam, apropo de diferența asta între ce minunat era afară și ce întunecat și apăsător înăuntru. Și formula este așa, că mi-am supraviețuit. Deci asta simțeam eu atunci. Și era foarte straniu, nu înțelegeam. Și jurnalizarea, punerea pe așa, te-a ajutat să te cumva să trăiești și să-ți clarifici și sentimentele. Da, m-a ajutat să-mi formulez în primul rând. Să ajung la expresia asta, că mi-am supraviețuit. Și am ținut-o minte și după un an, adică în vara asta, am scris un poem care se termină cu mi-am supraviețuit și, și care poem descrie cumva ce simțeam eu atunci. E, trebuie să vă spun contextul ca să se înțeleagă de ce am pornit eu de la un vers din Vasile Alexandrii să scriu un poem despre ce mi s-a întâmplat mie la începutul pandemiei, mie pe dinăuntru. E un proiect al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, FILIT. Organizatorii festivalului s-au gândit să propună unor poeți români, 50 de poeți români contemporani, să scrie câte un poem care să aibă titlul unui poem de Mihai Eminescu, Otilia Cazimir, George Toburceanu, Mihai Codreanu și Vasile Alexandrii, toți autori legați de Iași, și să-și scrie propriul poem și poemul să conțină un vers din poemul de la care au pornit. Și eu am scris poemul care pornește de la Alexandrii și care se cheamă Dimineața, așa se numește poemul lui. E așa, și o să vedeți că îl citesc, nu e lung. Te rog, te rog. Cumva rezumă ce am încercat să povestesc mai devreme. Zor de ziua se revarsă peste vesela natură. Văd asta cât se poate de clar și mai văd că eu nu fac parte din peisaj, oricât aș vrea. Sunt un corp străin pe care vesela natură muncește de mult să-l elimine, să-l dea afară ca pe o piatră la rinichi. Azi dimineață cred că a reușit. Iată-ne, vesela natură de o parte, eu de cealaltă parte. Ea își vede de treabă, a scăpat de mine și eu nu mă voi întoarce niciodată în sânul ei, în rinichiul ei. Și nu, asta nu înseamnă moarte. Când mori, natura te primește cu brațele deschise, te halește cu poftă, te digeră, face altceva din tine, dar tot al ei ești pentru totdeauna și n-ai cum să-i superi rinichiul. Pe când eu, altceva am pățit. De azi dimineață mi-am supraviețuit. Ce faci tu, așa ca obicei sau ca ritual, așa, zi de zi sau frecvent sau... care simți că îți aduce binețe sufletească sau liniște? Cred că nu e nevoie de mare lucru ca să te simți bine și nu e nevoie să faci, nu știu, cățărări pe munți sau, eu știu, lucruri extreme. Cred că sunt foarte la îndemână, de fapt, lucrurile pe care le putem face ca să ne simțim bine, ca să ne începem ziua bine, obiceiuri sănătoase. De exemplu, nu ratez niciodată micul dejun.
Fiecare dimineață, eu și soțul meu luăm micul dejun. Îmi face și plăcere să pregătesc micul dejun. Deja ai mai adăugat un ritual. Foarte frumos. Cu eu și soțul. Sunt două ritualuri. Nu? E și o întâlnire cu partenerul de viață în fiecare dimineață în jurul unui platou cu... Semiș. Nu contează, da. Dar este un moment foarte ritual și foarte frumos de a începe ziua. Iar ca să, pentru că am dat un exemplu de pentru începutul zilei, să spun și ceva despre seara. Foarte simplu și foarte la îndemână oricui. Nu las niciodată vase nespălate în chiuvetă. Da? Pentru a doua zi. Peste noapte, niciodată. Și nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să mă trezesc într-o dimineață și să găsesc vase murdare în chiuvetă. Nu ar fi ceva prea... Pare foarte de un ritual de curățenie, nu? De curățare. Da. Să curăț ce s-a întâmplat în zi și da. Să le arunc la așa și să mă curd liniștit, nu? Da, poate tu poți să spui cum s-ar explica din punctul de vedere al, nu știu, psihanalistului aceste obiceiuri, să nu lași vase nespălate pe a doua zi. Psihanaliștii sunt uneori foarte, sau au, acum să spun eu, au renumele de a fi foarte interpretativ și de a interpreta genul ăsta, dar nu este așa. În primul rând, noi generăm ipoteze, ar putea să însemne asta. Până la urmă, tu ne vei spune ce înseamnă asta, dar pentru tine ne-ai și spus deja ce înseamnă. Este, da. este un ritual de liniștire, nu? Pentru a-ți încheia ziua. Eu așa aud. Da, sper. Bine, asta nu înseamnă că sunt o persoană foarte liniștită și... Niciodată un ritual nu are efecte totale, nu? Dar noi facem un pic din aia, un pic din aia. Dar citești seara? Da, citesc cam tot timpul zilei. Dar ca ritual de seară, așa, pentru că te întreb, pentru că eu recomand asta. O lumină galbenă, o carte în mână și nu mai avem nevoie de niciun somnifer. Minim jumătate de oră. La culcare. Da. Are noi, mă, ce zic eu? Cred că da. Bine, eu citesc cam, na, și dimineața și uneori la prânz și seara. Am nevoie și pentru profesia mea de jurnalist. În fiecare săptămână eu am o emisiune zilnică, iar vinerea emisiune dedicată literaturii. Deci citesc destul de mult și mai ales literatură română contemporană. Asta înseamnă că încep să vezi realitatea și viața din ce în ce mai mult? Da, din ce în ce mai mult. Și cum e? E complicat. Viața e complicată și prezintă multe aspecte. Filantropică, parcă. Exact. Adela, îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnire. A fost o discuție superbă. Eu îți mulțumesc că a fost o plăcere și nu vine să cred că a trecut atât de repede timpul. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sperăm că v-a fost de folos și vă invităm în comunitatea noastră a Societății Omului Sănătos.